Bine v-am regăsit la Invazia Zombie, jucăm Earn to Die 2, suntem la al doilea nivel. Dacă ne uităm pe hartă, am reușit să mergem fix un nivel care a conținut 3 checkpoint-uri. Acum probabil vom avea mai multe checkpoint-uri. Ideea jocului este că ți-upgradezi mașina și omori zombie călcându-i. Eu trebuie să ajung la X-ul roșu într-un final. Momentan avem 18 zile de la Invazia Zombie, atât am reușit să supraviețuiesc. Să vedem câte zile reușim astăzi și cât de departe putem ajunge. Da, așa se numește jocul, dacă vreți să-l vedeți, Earn to Die 2. Și după ce terminăm story mode, mai avem multe alte game moduri, așa că să înceapă nebunia. Momentan avem 1165 de dolari și voi mai cumpăra pe ăsta cu 20 de lei. Investim să primim 44.000 de dolari și să vedeți cât de bună o să fie mașina, cât de mult o putem upgrada. Îi punem armă, îi upgradăm motorul, transmisia și îi punem și armură imediat. Așa că nu uitați și de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopelul, dacă vreți o serie în continuare cu acest mirobolant joculeț. Și bineînțeles, cel mai blană mărci, ursuleț, tricouri, anorace, ghiozdane și multe altele cu Nocivanul on Fire pe primul link din descriere pe nocivanul.ro. Și gata, am băgat bănuțul, am 45.000 de dolari, hai să vedem în ce investim. Clar vreau armură pentru început, clar vreau să merg cât mai departe, așa că băgăm în fuel tank. După care, de fapt știi ce, hai să testăm o dată mașinița și așa, după care mai investim. Bă, vedeți că față de, mamă și cât de mare e, uita mai limuzina, față de episodul anterior... În episodul anterior, pe armura din față, aveam doar o roată cu zimți. Acum am 3. Deci, și dacă pică de deasupra, distrugem tot. Oi, 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 cât de tare! Deci, asta este ideea jocului. Trebuie să ajungem la primul checkpoint, la benzinărie, pentru... pentru checkpoint, logic. După care, mai avem încă unul și după aia ajungem la final. Terminăm nivelul și primim altă mașină, până terminăm story modul. Practic până oprim apocalipsa zombie. Ok, și am mai primit încă 1600 de dolari. Vreau să facem mașina asta tare rău de tot. Așa că, prima dată cumpărăm de toate. Are și fuel, are și arma acum. Îi dăm upgrade la roți, ia vezile. Mai dăm o dată upgrade la roți. Bom. Perfect. După care, investim în redistribuirea greutății pentru a putea controla mai bine mașina, să nu fie jale. Îi punem armură și pe spate, bum, să fie blindată. După care investim vreo 1, 2, 3 la motor. La transmisie 1, 2, 3. Facem mașina asta tan greu de tot. Hai să vedem momentan, să vedem ce poate. Ia vezi-o, față de data trecută. De acum câteva secunde. Ai de capul nostru și cu boost-ul. Bum! Ce frumos. Ai, ai, ai. Cum trec prin ei ca prin brânză. Deja am ajuns. Ca acolo se vede triunghiul portocaliu până unde am ajuns cel mai departe. Deja am depășit. Mi-am depășit recordul. Păi ajungem la primul checkpoint. Super easy. Super easy. Wow. Mă duc peste ele. Ok, aici m-am blocat un pic, dar nu-i problemă. Ne descurcăm noi. Trecem prin ei ca prin brânză. Bum. Bum șacalaca. Ia, ia, ia. Cât de frumos am trecut. Acolo era o groapă să mă bloche. Nu pot să cre... What? Ce-a fost aia? M-am rupt în două, dar dacă eram pe roată, cred că încă puteam merge. What? Ok, hai să mai investim un pic. Vreau un boost. Vreau boostul la maxim, efectiv. Gata, mai am doar 2300 de dolari. Ai, ai, ai. Cât de fun îi. Yo, unde am urcat? Bă! Mi-am turtit mașina, o să se rupă în două. Da. Cred că o să mergem doar cu o roată. Doamne, iartă-mă, ce-am făcut bă aici? Și fiți atenți unde am murit înainte. Eram super aproape de de benzinărie, de checkpoint. Dar vreau să se rupă șurul ăsta de mașină în două. Nu știu cum să-l rup. Să merg doar într-o roată, că ar fi fun. Dacă fac așa, nu cred că mai ajung eu la checkpoint. Hai mă, rupe-te. Da, deci doar dacă
caz cu o viteză mare, de la o înălțime mare. Bun, și am ajuns la primul checkpoint. Deja o ducem super, super bine. Am primit 4.000 de dolari pentru că am double money. Ok, suntem deja în ziua 21. Intrăm în garaj și mai avem 6.000 de dolari. Acum, pentru asta va trebui să investim în fuel tank, să mergem cât mai departe. Și atât, nu mai am bani. Momentan nu mai am niciun ban. Hai! Wow! Let's go! Boom! Rupe-te, rupe-te! Mamă! Bă, ce-a fost asta? Sunt o roată! Ne merg într-o roată. E real, ce se mai poate rupe? Dar n-ai mă cum să controlezi așa ceva. Însă arată troll rău. Chiar arată troll rău. Hai să mai băgăm o armură pe noi. E full blindată. Am plecat, mă boy! Ok. Nu m-am dus atât de mult pe cât credeam. Ba da. Ia vezi-mă. Am ajuns până la checkpoint aproape. Și sunt încă blindat. Hai că mai merge mașina. Da, mă ajută enorm armura full. Că acum am pierdut doar partea nouă de armură pe care am cumpărat-o. Cred că aia se duce prima mereu. Ultima cumpărată se duce prima. Bun, trebuie să am mare atenție să nu se mai rupă mașina în două, că ați văzut ce se întâmplă. În momentul ăsta nu mai am deloc armură, nu mai am deloc boost. Așa că va trebui să avansăm cum putem noi mai bine. Go, 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 go. Boom! Boom shakalakam! Ok. Haide. Haide. Te rog. Vreau să ajung la checkpoint. Na, n-am șanse. Destul de aproape totuși. Mai avem încă 8.000 de dolari pe care nu știu în ce să-i investesc. Aș putea în fuel. Dar nu, că mie îmi place să merg mai tare. Așa că vom investi în viteză. Și acea viteză să fie direct. Am băgat și în motor, hai. Boom! Trebuie să se ducă tare rău de tot acum. Da, s-a dus tare rău de tot. Da, cred că dăm un restart. Bun. Hai mă, dar de ce nu se mai duce cum trebuie? Da, cred că nu voiam. Bă, ce-a fost aia? Cred că nu mai trebuie să dau boost-ul chiar din prima. Not bad. Și când mai prind o urcare, mai dau un boost. Cred că e mai bine așa totuși. Boost-ul e la jumătate în momentul ăsta. Îi dăm acum în cotură. Ah, dar nu m-a ajutat cu nimic. Ce să facă boost-ul? Da, cam nemulțumit. Mai dăm un restart că nu mi-a plăcut. Ok, nu mai folosim boost-ul la început, am înțeles. Mai bine mergem chill la început. Ok. Și-l vom folosi la final. Chiar sunt curios ce se întâmplă dacă vii cu un boost din ăla imens pentru a lua checkpoint-ul. Sunt extrem de curios. Hai să vedem, go, go, go. Boom, shakalaka. La culcare zombală-i netrebnici. Somn ușor. Ce-mi place să-i distrug. Chiar e super satisfying jocul ăsta. Bun, aici urcăm noi așa cum putem. Cum putem mai bine. Încă mai avem ceva combustibil și aici dăm, aici dăm cu boost-ul. Ai, că i-am dat de la mânebunit. N-ajută. Nu, deci chiar trebuie să folosesc boost-ul dacă vreau să ajung. Pe ce boost am folosit eu aici, frate? Aoleu. Toane, cum e mașina? Distrusă în 10 bucăți. M-am descurcat chiar mai rău decât înainte. Wow, șocant. Bun, vreau viteză și mai mare. Și mai investim în fuel tank. Hai acum, fiți atenți. Deci acum 100% ajungem la checkpoint. Mă, da. Dau eu de zidul ăsta și mă enervează. Ia. Bun. Perfect. Mă, da, cred că l-am folosit chiar super bine boost-ul acum.
Ideea e că atunci când folosești boost-ul, pentru a fi o folosire bună de boost, trebuie să nu te oprească nimic. Dacă te-ai oprit, deja ai cam pierdut din el, pentru că până mai ajungi la viteză maximă, s-a dus boost-ul. Ok. Cred că reușim de data asta. Sincer, avem șanse mari. Haide. Dacă nu, tura viitoare 100% ajungem la următorul checkpoint, la următoarea benzinărie. Se mișcă un pic greuț mașina asta, dar e super puternică. Adică trece prin tot. Nu iartă nimic. Ia uite cum îi iau pe toți. Bun, hai mă! M-a oprit un zombie. Cât de unlucky a fost acolo. Oare mai ajungem? S-ar putea ca zombalăul ăla să ne fi schimbat tot. Out of boost, out of fuel, te rog, te rog, te rog, te rog. Bine! La limită, eram efectiv pe roșu cu combustibilul. Let's go! Și am făcut rost și de... Bun, suntem în ziua 25 momentan, am supraviețuit 25 de zile în apocalipsă. Avem 9000. Hai să accelerăm mai rapid. Și niște roți mai bune ne-ar trebui. Let's go. Doamne, cum arată mașina. Hai mă. Nu știu unde să dau boost-ul, dar oricum nu am șanse să ajung până la final. Așa că ne vom distra. Hai să vedem. 3, 2, 1. Boom! Wow! Bă, frate, cât mai am din boost? Vezi că chiar l-am dat bine. Am avut mare noroc acolo. Bun, frumos. Să nu se rupă. Ai, ai, ai. N-am putere să urc. Adică am urcat, dar greu. Haide. Important este să ajung cât mai departe cu putință. Pentru că o să primim mai mulți bani. Asta e clar. Clar o chestie. Hai, te rog, te rog, te rog. Wow, nu credeam că o să am putere să împing toate alea. Aici familia de zombie s-a dus la culcare. Bun. Ba, am trecut de jumătate. Ceea ce e mare lucru. Eu așa zic. Chiar m-am dus un 60%, aș putea spune. Let's go. Și am obținut și 11.000 de dolari. Lasă-mă, no thanks. 5.000 rămași. Hai mă, pe bune. E, ai, mai iau armă. Hai să vedem până unde ajungem acum. Îi dau direct cu boost-ul. Cred că e cea mai stupidă idee. Doamne, iartă-mă. Clar. Deci aici nu se folosește la început, nu merită. În punctul ăsta al jocului nu merită la început. Hai să ne gândim unde totuși. Awesome! Unde aș putea folosi o boost-ul să scoatem tot ce-i mai bun din runda asta? Ok. Deci aici tot coborâm, coborâm, coborâm. Cred că la coborâre, sincer, că la urcare riști să te bagi în toate obstacolele. Dar uite, și asta e interesant. Să țin boost-ul la final pentru că nu mirosesc armura. Că dacă dau boost-ul, mă tot lovesc de chestii și îmi irosesc armura. Hai mă, frate. Uite și tu cum pierde timpul. Bun. O să dau aici. No way, man. Ce ghinion. Da, am avut mare ghinion. Dacă îți întoarci așa mașina, ești șpa-șpa. Bun, măcar să-mi depășesc recordul. Atâta tot. Nu-mi doresc mai mult de atât. Ce explozie frumoasă a fost acolo. Te rog, te rog, te rog. Bum. Hai. Bă, perfect. I-am întrecut recordul. Am mers un pic mai în față. Mai mulți bani aduși. Let's go. 14.000 de dolari. O să investez de două ori în fuel tank. Și acum o să ajungem suficient de departe. Însă boost-ul tot n-am idee când să-l folosesc. Oare să tot dau așa câte un pic? Oare mă ajută? Ce ziceți? Să folosesc tot câte un pic din boost. Adică să merg la viteză maximă.
Când mă oprește un pic, ar trebui să dau boost-ul. Era să mă răstorn acolo un pic. Dăm de aici. Da, n-a fost rău. Mă, cred că e bine că am evitat tunelul vieții. Eu așa zic. Cred că a meritat. Vedem, vedem cât de departe ajungem. Doar că acum nu trebuie să facem prostii. Te rog, bun. E mai avantajos să fii de deasupra, că nu mai trebuie să spargi atâtea cutii. Wow! Wow! Praf m-am făcut. Hai, mă. Oricum, de fapt, trebuie să ajung mult mai departe, că am mai cumpărat două upgrade-uri la combustibil. Dar na, hai să vedem totuși. Deci acum depășim. Let's go. Culcat. Go, 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 go. Brrr. Bă, cât de frumos am trecut. N-ai ce să zici, a fost extrem de tare acolo. M-am ținut bine. Și de aici nu cred că mai avem atât de mult. Hai la garaj. Și să investim clar în motor. Să fie full. Clar în fuel tank. Și atât. Mă, sunt șanse să ajungem, poate. Dacă nu, acum tura viitoare 100%. 100%. Hai să încercăm să folosim. Hai, mă, merge odată. Să folosim boost-ul doar la final. Bun. Let's go. Hai că mă țin bine. Chiar a mers super bine. Nu m-am prea lovit. Nice. Nice run. Te rog, te rog, te rog aici. Bum. Frumos. Haide. Nu. Dacă mă loveam acolo, mă enervam un pic. Perfect. Deci boost-ul doar la final de tot, când efectiv nu mai am combustibil. Că văd că e un run destul de bun. Am sărit un pic peste zombalăi. Trecem prin ei easy. Și aici, nu, 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 nu. Mă puteam răsturna. Era un pic riscant. Trecem peste familia de zombi și am prins acolo un pic de viteză. Bum! Ok, ok, nu mai am armură. Asta e destul de problematic, dar încă mai avem combustibil. O ducem extrem de bine. Chiar e perfect run ăsta. Uite-te și tu. Pur și simplu perfect run. Bun. Și de aici dăm cu boost-ul. Ce frumos. Suntem extrem de aproape de a ajunge. Super, super aproape. Cu perfect run-ul ăsta. Dar nu, nu cred că ajungem. Uite-te și tu cât mai era. Wow. Dar m-am mișcat super bine. Bun, ne mai trebuie combustibil și ăsta. După care, da, arma, că nu mai am de ales. Eu zic că acum ajungem. Ce ziceți? Hai, șansa noastră. Din nou, aceeași tactică barbară. Mergem, trecem prin ei ca prin brânză. Și să sperăm că nu ne răsturnăm. Asta e tot ce-mi doresc. Bun, smut, smut acolo. Frumos. Hai, perfect run ne trebuie. Frumos. Awesome! Ok. Haide. N-aș fac că poți să prinzi un dâmb din ăla și te-ai dus aiurea. Frumos aici. Bravo, bravo. Let's go. Trecem easy. Nu ne blocăm acolo. Haide. Toate cutiile să vină la mine. Cutiile. Nu, am greșit un pic aici. Și aici. Da, nu mai e perfect run. Însă încă sunt șanse. N-am greșit atât de mult. Să vedem cât ne taxează totuși. Hai, go, 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 go. Let's go! Bum! Aș putea da boost-ul acolo, dar nu prea merită. Haide. Și te rog, nu pica. Frumos. Am trecut mult mai bine acum acolo.
din toate cutiile din lume. Perfect. Și de aici dăm boost-ul. No way. Hai, mă. Eu zic că avem șanse. Te rog. Te rog. Let's go. Hai, mă, că putem. Da! Let's go. Deși stai să vedem și aici. Un pic la limită, dar încă mai aveam câțiva pași. Asta este următoarea mașină pe care o primim, adică mașina de înghețată, ați apucat să o vedeți. Și am ajuns în ziua 30. Deci am supraviețuit 30 de zile în apocalipsa zombie. În garaj putem observa mașina cu care vom juca în episodul următor. O să fie super interesantă, așa că aș aprecia enorm like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopelul și cel mai blană mărci pe nocivanu.ro, primul link din descriere, tricouri, hanoraci, ghiozdane și ursulețul mirobolant cu nocivanu on fire. Toate cele bune și pa, pa!